domnul Coldea, da? dacă ai auzit de el, Cum să nu? este un pensionar tânăr, la 52 de ani, obosit de viață, apăsat de greutăți, a hotărât să se pensioneze. Domnul Coldea primește o pensie de general care depășește de 5, 6, 7 ori pensia mamei mele care n-a avut inspirație să devină generaleasă, ci s-a făcut profesoară de română. E ghinionul ei, cum a spus da. un președinte. Ghinion. N-a ales. ales bine. Tatăl meu este inginer. A făcut Politehnică, a pus el umărul ca să existe cândva fabrica de strunguri arad și să exportăm inclusiv în Africa și în toată lumea strunguri de calitate. Domnul Coldea, care n-a fost nici în fabrică vreodată și nici n-a ținut o carte deschisă pentru ca niște copii să se lumineze la minte și la suflet, domnul Coldea are o pensie de 10 ori mai mare decât tatăl meu sau decât mama mea. Cum este cu putință ca pe lângă această pensie specială domnul Coldea să înceapă o activitate economică care se folosește de toate de informațiile de consultant, iar el să ceară la un contract cu un om de afaceri 700.000 de, de euro. Cum este, pot, cum este posibil să o luăm e foarte atât de bun. tare? E foarte bun. Dinu! Cineva a luat o razna în țara asta, da? Deci cineva a luat o razna. Există o nomenclatură, o numesc eu, a de, o deminomenclatură a tranziției, a ultimilor 35 de ani, care o duce da. foarte bine.